Bună ziua, cu M cu toate data asta! După cum unii dintre voi deja știți, o să particip și eu în sezonul 2 al Brawl House, așa că am zis că pentru un eveniment special să fac și clip cu M. De fapt, am de filmat și niște unboxing-uri și am zis că dacă tot sunt machiată și cu setup-ul aranjat, hai să filmez tot cu M și clipul ăsta. La Bucharest Gaming Week ne-am întâlnit cu Nin, care ne-a dat o invitație la acest concurs dedicat content creatorilor și nu numai. De ce zic nu numai? Pentru că unul dintre voi va putea participa la sezonul 2, chiar dacă nu este creator de conținut. Abonatul cel mai activ pe contul de Instagram Brawl House o să fie invitat ca participant. Ce înseamnă mai exact activ? Persoana care e mereu acolo, cu un like, un comentariu, un share la story și așa mai departe. O să vă las toate linkurile de care aveți nevoie în descriere, ca să intrați la toate concursurile noastre. Și ca să vedeți că nu vă păcălesc, că am invitația chiar aici, Brawl House. Eu v-am mai arătat-o și pe stream, doar că era stream-ul de pe Twitch, nu știu, poate voi nu știți că fac live-uri și acolo umbrița, că căutați. Și asta este invitația. Invitație Brawl House, aici cu tot frumos. Trofeu, sponsori, avem tot trecut aici. Cred că ați văzut mulți cât de fericit eram când am văzut trofeul la VGV și mi-aș dori foarte mult să-l aduc acasă. E super frumos trofeul, l-am pus și la story și vă las și aici poze cu el, să-l admirați. Brawl House este o competiție cu probe eliminatorii între youtuberi, cu premii de peste 3500 de lei. Premiile includ periferice oferite de White Shark, cartonașe personalizate oferite de skin cards, precum și premii de la Nugosu și marele trofeu Brawl House oferit de 3 Dimensional Hub. E prima dată când particip într-o astfel de serie și pot spune că Nina a avut o super idee și sunt super încântată să particip la prima probă, chiar dacă mi-e teamă să nu fiu eliminată chiar din prima zi. Până la primul episod, Nin ne oferă deja mai multe șanse de câștig. Clipul cu cele mai multe views va primi un skin care poate fi dat la giveaway, așa că vă rog foarte mult să vă invitați toți prietenii să lase un like și să facă un view, că poate așa o să câștigăm chiar noi un super premiu. Pe lângă acest premiu, mai există și un alt giveaway pe Instagramul oficial Brawl House cu un skin Zombibi. Trebuie să urmăriți sponsorii pe Instagram, să puneți la story postarea și să dați tag content creatorilor care credeți că vor participa în această ediție. De mine deja știți și de Ana, așa că îmi puteți da tag acolo și ne puteți da tag amândurora. Te vei înscrie și tu în această cursă? Și pentru că o să fie un clip mai scurtuț, o să mai las aici o parte de unboxing la niște skin-uri și niște star drop-uri pe care le-am mai deschis eu de-a lungul timpului. Și bineînțeles că nu puteam să încep altfel opening-ul acesta decât să vă prezint ce skin am primit eu de la BGV, de la Anuța mai exact. Mi-a oferit acest skin și mie și Anei. Deci ne-a dat amândurora acest skin. Ne-am întâlnit la mei cu ei, cu ea și cu Nin și cu toată gașca lor. Și a zis, hai să vă dau un skin. Și uitați ce super skin am primit de la ea pe Hank. Și bineînțeles că m-am dus eu ca toți copiii. L-am căutat ca să-l pun să mă flexez și cred că am scris și pe club. Ăsta este skin-ul. Îi mulțumesc frumos că mi-l-a dat. Ia uitați, era și Sevena online pentru că mi-l-a dat amândurora atunci. Și uitați, am pus și emote-ul ăla de sus. Mi-am făcut și screenshot-ul înainte ca să vadă copiii că am un skin nou, deși știu că probabil nimănui nu-i păsa. Și aici am făcut opening la Mega Pig. Am primit blink-urile, powerpoints-urile și ce-ți mai dau ei, conus parcă. Primul star drop fail, al doilea star drop epic cu un spray. De când nimic e bun și ăsta. Rare, într-una rare, asta e tot ce aud. Rare, super rare, în care îmi dau bănuți, coins, powerpoints și cam atât. Încă un rar, powerpoint, deja eram nervoasă că nu-mi pica nimic. Powerpoint din nou, iar bănuți, powerpoint, din super rare și rare nu m-am pus cu bănuți. Mitic, aici aveam speranțe că o să-mi dea ceva bun. Și am așteptat. Ghiciți ce? Powerpoint. Wow, rare. Super rare. Aici mi-a dat niște credite super pe Kenji. Sunt ok, dar mai multe voiam. Bănuți. Blingurile astea îmi plac. Atâta. Da-s puține, da-s bune, dacă nimic. Și ăsta a fost tot Megapig-ul. Nu mi-a venit să cred. Cel mai slab Megapig ever pe care l-am avut eu. Deci ce a fost aia? Voi ați avut vreodată un Megapig atât de slab? Cel mai slab ever al meu. Pentru că acel Megapig a fost un total fail, am zis hai să mă răsfăț cu un skin frumos, zic eu, pe Mr. P, main-ul meu. Unul dintre main-ii mei. Îmi place foarte mult. Skin-ul ăsta e drăguț. Chiar îmi place cum le-a ieșit. Și bineînțeles, ce este cu 75% reducere, ajunge la mie. Bine, asta cred că avea doar 50% reducere și l-am mai văzut. L-am luat pentru că e main-ul meu. Mi-am făcut, bineînțeles, screenshot la tot. M-am dus să mi-l pun să vadă lumea ce am. Frumos skin, voi l-aveți?
Și încă un skin pe care l-am luat la reducere, bineînțeles, Dynamike, șef aici, Spicy Mike, bineînțeles, 75% reducere, ce are 75% reducere, ajunge la mine în galerie, în colecție. E foarte cute aici cum arată el, nu prea îmi place mie Dynamike, dar e cute skin-ul. Am destul de multe gemuri, zic eu, și nu le irosesc, vreau să le folosesc pentru skin-uri cu 75% reducere și vă sfătuiesc să faceți același lucru. Cea mai mare greșeală este să-ți cumperi brawler cu gemuri. Oricum îi primești până la urmă, mai bine să cumperi niște cosmetice. Aici am făcut filmare când l-am primit pe SpongeBob el Primo. Pentru că am zis, hai frate, să am aici filmare frumos, SpongeBob el Primo. Cred că toți îl avem, dar na, o filmare de flex așa, în care l-am primit pe el și toate pinurile și spray-urile pe care le are. Bine, de fapt e unul, dar mă rog. Și după m-am dus și am pus pe club, să mă dau mare. Cea mai veche achiziție dintre toate cele prezentate aici este acest skin pe Nani. Când l-am văzut am zis, ce e asta? 4X, o ofertă, nu mai scrie cu 70%, bineînțeles, tot 39 de gemuri, așa că l-am luat. Nani nu zice nimic, ai Sally Nani, dar l-am luat, am primit un player icon și un pin foarte drăguț. Și acesta l-am pus la mine aici să se vadă că îl am. Chiar dacă nu joc eu acest brawler, gen nici Dynamike, nici Nani, am zis hai să le iau, să am skin-urile, că și așa am gemuri, le țin acolo și așa mereu copiii mă văd pe joc și zic ăsta-i Nulls? Nu, nu e Nulls, e jocul, doar că îmi țin gemurile. Și acesta este skin-ul, ia uite, nu scoate voice line, zice miu, miu, și aia e tot. Vă mulțumesc că v-ați uitat, acesta a fost clipul în care v-am anunțat și de Brawl House și am făcut și un opening să combin să nu fie așa un clip prea scurt. Vă aștept pe live-uri, cel mai mult fac live-uri pe Twitch, umbrița cât, dar fac live-uri și pe YouTube din când în când. Cu Brawl House fac cel mai mult live pe YouTube și TikTok simultan. Nu uitați să lăsați acolo un like, o abonare dacă sunteți noi, să mă susțineți la Brawl House și, bineînțeles, chemați-vă prietenii să facă o vizionare, poate primim noi skin-ul. Aștept și nota voastră pentru opening și care skin v-a plăcut cel mai mult dintre cele pe care mi le-am achiziționat. Mersi mult încă o dată că v-ați uitat, îi mulțumesc și lui Nin pentru invitație. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și vă aștept să ne cunoaștem mai bine atât pe serie cât și pe live-uri. V-am lăsat, bye!